Bună ziua, vă salută Tatiana. Așa cum v-ați obișnuit, în ultimul timp am încărcat câteva modele de șnur dantelat și astăzi vom învăța un model foarte simplu, foarte ușor, care poate fi de folos în lucrările dumneavoastră. Pentru aceasta avem nevoie de firul de bumbac, indiferent de culoare, și de croșet. Eu voi folosi croșetul cu numărul 1,05, iar firul meu este firul Stella. Nu știu dacă în România se găsește, însă eu îl voi folosi. Pentru aceasta voi face mai întâi un număr de 6 ochiuri de lanț. Voi porni cu 6 ochiuri de lanț. Modelul este foarte ușor și foarte atrăgător. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6. În acest moment voi lua firul pe croșet odată și voi intra în corespondența primului ochi de lanț și voi face un picicuș dublu, firul pe croșet. În corespondența aceluiași piciuruș voi face cel de-al doilea piciuruș dublu, un ochi de lanț, firul pe croșet și din nou, în corespondența aceluiași ochi de lanț, aceluiași piciuruș, cum l-am numit, voi face alte două piciurușe duble. Voi continua lucrând 5 ochiuri de lanț, 5 de data aceasta, 2, 3, 4, 5, firul pe croșet. Voi întoarce lucrul și eu nu voi intra chiar în corespondența ochiului de lanț de separare, voi intra pe dedesubt și voi lucra din nou 2 piciurușe duble, 1, 2, un ochi de lanț de separare, urma de alte două piciorușe duble. Primul și cel de-al doilea. Acum din nou vom repeta cele 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5. Firul pe croșet, voi întoarce lucrul și voi intra din nou în corespondența spațiului dintre piciorușele duble și voi lucra aceleași două piciorușe duble, 1, 2, ochiul de lanț de separare urmat de alte două piciorușe duble, 1 și cel de-al doilea. Vom continua cu ochiurile de lanț, 2, 3, 4, 5, firul pe croșet, întoarcem lucru și din nou intrând în corespondența aceluiași spațiu, repetăm, 2 piciorușe duble, un ochi de lanț de separare urmat de alte 2 piciorușe duble. Eu acum voi lucra un pic singură, la fel și dumneavoastră, după care vă voi arăta modul în care se prezintă. Dragile mele doamne, în felul acesta se prezintă șnurul dantelat. Este foarte ușor de făcut. Îl puteți folosi, așa cum spuneam, în diferite lucrări ale dumneavoastră. Dacă v-a plăcut ceea ce v-am prezentat astăzi, vă rog să lăsați un comentariu, un like, să-mi scrieți ceea ce ați dori să lucrăm împreună și ca de fiecare dată vă salut cu aceleași cuvinte, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc, vă doresc o zi minunată, vă mulțumesc că sunteți alături de mine și vă salută Tatiana, la revedere!